După 7 ani în care prețurile apartamentelor din Craiova au înregistrat scăderi an după an, în 2016 acestea au început să urce, luându-i prin surprindere până și pe specialiștii de pe piața imobiliară, a spus-o în cadrul emisiunii Economia Sudului de la Lege TV, Cristian Clinciu, vicepreședintele Asociației Române a Agențiilor Imobiliare. În anul 2016 începem cu o creștere a prețurilor, dar o creștere la nivel de ofertă, o creștere a prețului ofertat de vânzători în piață, nu neapărat o creștere a prețului de tranzacționare. Iar ceea ce pare surprinzător este că oferta pentru apartamentele vechi propuse spre vânzare pe piață a scăzut considerabil începând cu 2013 și până astăzi. Sunt din ce în ce mai puține oferte puse la vânzare, lucru care care poate avea mai multe cauze, una dintre ele fiind și o readaptare sau o reanaliză a proprietarilor care nu vor să-și mai scoată apartamente la vânzare, așteptând o eventuală închiriere sau vremuri mai bune, vremuri cu prețuri mai bune pentru vânzare. În cifre, creșterile sunt de câteva mii de euro pe un apartament. Concret, la un apartament care valora până ieri 40.000 de euro, din 2016 vânzătorii au adăugat 4.000 de euro la preț. Însă degeaba au crescut proprietarii prețul cerut pentru apartamente, pentru că mulți cumpărători care au luat credit sau au bani planificați pentru prețurile de anul trecut nu au de unde să scoată mai mulți, astfel că tranzacțiile se perfectează la prețurile de dinainte de majorarea de ultim moment din 2016. Cristian Clenciu a avansat două scenarii posibile anul acesta pentru piața imobiliară craioveană. În condițiile în care legea dării în plată se va aproba, probabil că vom asista la un trend invers, și anume de scădere, deoarece cei care se vor putea împrumuta vor fi mai puțini, pentru că vor crește automat avansurile și, cum spuneam mai devreme, noi nu suntem în postura în care putem economisi foarte mulți bani din veniturile pe care le obținem din joburile noastre. În măsura în care legea dării în plată nu va fi adoptată, probabil că trendul va fi de ușoară creștere. Emisiunea Economia Sudului poate fi urmărită integral pe internet pe www.alege.tv.